Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sub semnul întrebării. În această seară, invitați în platou colonelul în rezervă Tudor Păcuraru, pe care salut și mulțumesc că e alături de noi. Bună seara, domnule colonel, bine ați venit! Îl așteptăm și pe jurnalistul Victor Roncea, care întârzie un pic, dar va fi alături de noi. Aș vrea să vă spun că sunt evenimente în desfășurare, chiar multe dintre ele, și o să fac pentru prima oară un mic sumar al dialogului, al discuțiilor pe care le vom purta astăzi în emisiunea Sub semnul întrebării. Avem o situație mai puțin obișnuită, spune, în politica românească a ultimilor 30 de ani, și anume Uniunea Democrată a Maghiarilor din România a fost scoasă de la guvernare. Și aici apar tot soiul de discuții despre motivele reale care au stat la baza unei astfel de decizii, foarte multe voci spunând că este vorba despre o decizie aproape de pedepsire a UDMR. Prin acest gest, guvernul României practic sancționând politica premierului maghiar Victor Orban. Vom avea parte și, de asemenea, interesant subiectul, o să vedeți, de o analiză a domnului colonel Păcuraru în legătură cu ceea ce se întâmplă pe frontul din Ucraina. O să vă prezint și o postare foarte interesantă a fostului ministru al educației, domnul Daniel Funeriu, care vorbește despre riscurile ce pândesc România în viitorul apropiat dacă renunțăm la dreptul de veto în Consiliul European. Fostul ministru al sportului, domnul Eduard Novak, a reușit prin 3 cuvinte să enerveze o țară întreagă, 3 cuvinte postate pe pagina lui de Facebook, și jurnalistul Dan Tăpălagă a scos stenograme cu Alina Gorghiu vechi de acum 10 ani. Semn că bătălia în momentul de față se ascute, pentru că Alina Gorghiu, așa cum știți, este viitorul ministru al justiției, și vom vedea aceste stenograme și poate ne punem întrebări și găsim și răspunsuri de ce ele apar în acest moment în ziarul online condus de Dan Tăpălagă. În fine, dar nu în ultimul rând, se împlinesc 33 de ani de la dezastrul numit Mineriada din 13-15 iunie 1990, și o să citim împreună o postare tulburătoare a unei doamne care la vremea respectivă era tânără studentă și care a fost realmente snopită în bătaie, aleșinat, târâtă de păr pe caldarâm de mineri în ziua de 14 iunie 1990, și cu ajutorul lui Victor Roncea, care va fi prezent aici, și cu ajutorul domnului colonel Păcuraru, vom discuta din nou, am făcut-o și ieri seară în oarecare măsură, vom discuta din nou despre 13-15 iunie 1990, pentru că este o rană încă deschisă. Dosarul acela nu s-a închis niciodată, e la nu știu câta reconstituire, să spunem așa, dosarul minerea din 13-15 iunie. Domnule colonel, sigur că tentația e să începem cu subiectul cu Ucraina, dar eu aș vrea, tocmai pentru că dumneavoastră a scris la un moment dat o carte despre celebrul, iarăși un moment celebru din istoria noastră recentă, să spunem așa, momentul de la Târgu Mureș, da, din martie 90, scuzați-mă, da, așa. Și ăla e un moment de asemenea extraordinar de important. Aș vrea să vă întreb cum priviți în momentul de față scoaterea UDMR de la guvernare. Vezi, dumneavoastră, UDMR a fost într-o situație ingrată. Încerc să mă pun în pielea lor și să judec nepărtinitor, deși eu am avut cel puțin 2 meciuri cu dânsii. Primul meci l-am avut la TVR Cluj, acum un an, în primăvara lui 2022, da, când împreună cu domnul Romeo Couții am realizat o emisiune despre domnul Victor Orban. Și în acea emisiune, care acum participarea mea este tipărită în volum și volumul are un mare succes, spuneam niște chestii extrem de simple, deci care se regăsesc inclusiv în Wikipedia, care se regăsesc în toată presa maghiară, sunt bine cunoscute în Ungaria, în care ziceam cam așa: comportamentul straniu al domnului Orban, care pare a ține partea agresorului rus, se datorează unui incident din trecutul său. În urmă cu 12 ani, un bun prieten de-al său a dezvăluit faptul că domnul Orban, în studenție, când a făcut serviciu militar, era informator al securității comuniste ungare. Opa.
Altfel spus, materialele informative respective, având în vedere relația frățietate care exista pe vremea aceea între KGB și AVO, Poliția Secretă Ungară, comunistă, respectivele materiale probabil se găsesc la Moscova, iar atunci am lansat cuvântul compromat. Noi îl folosim intern în cadrul serviciului, dar îl folosim scris cu C. Ulterior, acum văd că presa l-a descoperit și scrie cu K. Eu l-am scris cu C inițial. Imediat cum au aflat despre ce e vorba în emisiune, țac, pac, emisiunea a fost interzisă. Un act de cenzură neașteptat, la care am întrebat... Uitați-mă așa ca detaliu, cum a fost interzisă, pe ce căi? Pe influență politică? Nu, a sosit o doamnă care cică e realizatoare pe acolo și care i-a cerut domnului Cuuții să-mi pună o serie de întrebări. De exemplu, de unde știu eu că domnul Iorba nu îi se mai spun niște chestii? Și eu i-am citat din Bloomberg, din Associated Press, după care m-am mai trezit cu o serie de întrebări. Să discut cu cei de la Bloomberg ca să-mi spună care sunt sursele lor. Că dacă nu, nu, s-ar putea să fie fake news la Bloomberg și la Reuters, mai ales. Fake news. Nu m-am crucit. Ce să vă spun? N-am niciun interes să intru în niciun fel de controversie. Spuneam chestii care sunt de o banalitate totală în Ungaria, inclusiv cu fotocopii de a CNSAS-ul lor, fișa lui de evidență cu criptonimul, cu data recrutării. Nu e nimic nou. Adică, făcând așa cumva, cercând o paralelă cu ceea ce se întâmplă în România, există, are un dosar de rețea, domnul Dosarul Orban? De rețea, dacă există, deci dosarul conține raportul de recrutare, conține fișa cu evidența recompenselor și mai ales mapa cu materialele date. Toate astea sunt la Moscova. Ce a rămas, în mod cert, la Budapesta, în Arhiva Istorică, da, și a fost publicat de Arhiva Istorică Militară Maghiară, este fișa de evidență a agentului. De ce? Exista o cartotecă mare și în momentul în care e voie să recrutezi un om, te duceai și îl verificai la cartotecă, să nu fie deja agentul altuia. La asta serveau fișe. Fișa este semnată de ofițerul care a recrutat, de șeful lui, are criptonimul individului a domnului Victor Orban și tot ce vrei. Deci sunt documente istorice publicate în maghiari. Eu mi-am manifestat nedumerirea la care colegii de la Cluj mi-au spus că astea au fost fără trase de UDMR. Neavând dovezi, eu am luat chestia cu un granosalis. Am spus, o fi. S-a publicat cartea și ne-am gândit să o lansăm la Miercurea Ciuc pe 15 martie. De ce? Poporul maghiar e iubitor de libertate, iar 15 martie este aniversarea unei revoluții prin care au vrut să se elibereze de Imperiul Austro-Ungar. Și cine a adus la loc în lanțuri? Rușii. Și dumneavoastră, cum vă explicați faptul că în momentul de față prim-ministru ungur este prieten cu rușii, care au reprimat revoluția de 1848, ba chiar e de partea agresorului rus, deși ucrainenii se găsesc exact în situația în care era Revoluția Maghiară în 1849. Am zis că e un gest așa, normal, ca să aducem în discuție chestiunea aceasta, evoluțiile stranii de... care ne privesc pe toți, că noi depindem de Ungaria pentru legătura cu Occidentul. Când colo eram în tren spre Miercurea Ciuc, primesc un telefon, mi se spune, ăștia nu ne mai permit să lansăm cartea Biblioteca Județeană. Adică s-a... Cine ăștia? S-a anulat? S-a anulat lansarea de carte. Într-o dată, da. Cine ăștia? Și îmi spune Consiliul Județean. Eu eram cu radioul lângă mine și ascult, acolo îl văd pe domnul Kelemen Hunor, care începe să declare, era deja Miercurea Ciuc, că faptul că maghiarii sunt mai liberi în momentul de față nu înseamnă că românii sunt mai puțin liberi. Râdeam de unul singur în compartiment, se uitau cei din jur la mine, cei cu mine. Am aranjat cu oamenii de acolo să lansez într-o sală de restaurant închiriată. Există înregistrare, a fost publicată pe internet, deci a fost cu domnul profesor Ghișa,
A fost o... Propun să facem un moment în care să salutăm și pe Victor Roncea. Salut, Victor, bine ai venit! Am onoarea să fiu alături de dumneavoastră, domnule profesor Robert. Nu ne-am văzut de mult. Bine ai venit. Vorbeam despre acest moment care e surprinzător, trebuie să admitem, pentru politica noastră recentă, UDMR scos de la guvernare. Și acolo, la Miercurea Ciuc, era clară semnătura Consiliului Județean, care este 100% udemerist. Atunci m-am convins că de au avut dreptate. UDMR-ul deci a fost în ultima perioadă într-o poziție foarte stranie, în care ei trebuia să reprezinte maghiarimea din România, dar în aceeași timp trebuia să asculte și de domnul Victor Orban, care le finanțează o mulțime de programe. Deci credeți și dumneavoastră că, de fapt, motivul principal al scoaterii UDMR de la guvernare nu este mai multe ministere pentru noi, așa ar putea să fie, așa au interpretat unii, domnule, să avem noi, să ne îndestulăm noi, PNL-ul și PSD-ul, ci să fie un soi de pedepsire a lor pentru... Domnul Turcescu, foamea asta pentru mai multe ministere pentru noi era prezentă și atunci când au format coaliția, da, corect, cu un an și ceva în urmă. Însă, între timp, coaliția asta a fost formată cu vreo câteva luni înainte de invazia din Ucraina. Ce chestie stranie, nu? Uh-huh. Și după aceea s-a vădit că domnul Victor... Dacă ziceți așa, ce chestie stranie, ce că unii au știut și că urmează chestia asta. Și deveni conspiraționiști, domnule colonel. Da, absolut. Eu sunt o fire tare. Și după aceea, brusc, domnul Victor Orban s-a dovedit a fi un fel de... de mână de calpă și-a dat arama pe față, ca să folosesc expresia aia frumoasă leninistă. Și atunci, brusc, toată chestia s-a schimbat. Gândiți-vă, în momentul de față, când se discută la guvern și se pun în fața ministrilor hotărârile cu caracter special, multe dintre ele traduse în limba engleză, și printre ei este unul sau doi indivizi despre care nu le pot spune udemeriștilor, domne, vedeți că ăștia sunt printre voi, dar nu sunt de-ai voștri. Uh-huh. Nu le pot spune, fiindcă desconspiră niște activități ale NATO în ce privește pe acești oameni. Cum îi convins pe udemeriști să nu-i mai promoveze pe asta? Dacă ei nu simt asta și dacă ei nu-și fac ordine între ei și dacă ei nu rup pisica și reprezintă pe maghiari din România și lasă pe ăla în plata Domnului, că la deja face prostii suficient de mari. Stai că ne dați deja, adică doamne să spuneți că e posibil ca ăștia din UDMR să fie, în rândul lor să fie băgate, să-și fi băgat Rusia pe coada? Da, uitați-vă la știrile zilele de astăzi. Tribunalul din Budapesta a emis mandat de arestare pentru un deputat Iobic care e la Moscova, acuzat de spionaj trădare. Deci acolo sunt tentacole solide și implantate e mult timp și implantate sub aripa compromatului. Acum, știți cum e cu contraspionajul? Eu nu pot să spun, domnule, eu știu că ăla e spion, că mă întreabă de unde știi. Și eu spun, nu pot să spun că am și eu... Spuneți că ați citit în presă sau ați văzut la noi aici. Circulă o informație. Deci nu pot... Pe Facebook. Da. Iar atunci ai luxez pe mijloacei directe. Le... tai posibilitatea de a ajunge la documente sensibile pentru alianță. Este exact ceea ce au făcut instanțele europene, unde se discută de un an de zile că domnul Victor Orban și echipa sa nu mai au acces la documente cu caracter trei Uniunii Europene. Asta discută ei. O fi așa, nu fi așa, da, nu merge. Victor, că ești jurnalist cu state vechi, deci ai văzut multe. Erau ani, să aduce aminte, hai să zicem, anii 90, ba chiar și anii 2000, în care integrarea UDMR-ului în guvernare, în guvern, da, a fost privită și ne lăudau toți ca un exemplu dat de România pentru ceea ce înseamnă integrarea minorităților naționale în actul de guvernare. Și dacă noi, dacă aveam, îndrăzneam să ridicăm o sprânceană la adresa UDMR-ului, noi români, în general, în chestia asta, atunci lucrurile erau foarte rele. Ne trezeam cu tot soiul de note scăzute în rapoartele de țară. Astăzi, a naibii cum e istoria așa, pe parcursul la doar câțiva ani, lucrurile s-au inversat. Pare că unii respiră ușurați pe faptul că România scoate UDMR-ul de la guvernare, fie și numai pentru motivele pe care, într-un fel sau altul, le prezentat domnul. Deci România a dovedit. Suntem în rândul lumii. Am înțeles. Bun. Deci vreau să vă spun că în momentul de față prim-ministrul britanic este de origine indiană, președintele francez altul a fost de origine evreiască
noi avem un președinte SAS. Deci am dovedit faptul că suntem în rândul lumii și nu contează originea etnică. Contează prestația politică. Da. În anii 90, după părerea mea, presiunea a venit din Statele Unite, unde știm foarte bine și atunci și acum, exista un lobby maghiar foarte puternic. Corect. Un lobby care a crescut după 1956 și care, după cum știe orice ziarist sau ofițer de informații, a mers până la nivelul în care soțiile multor senatori erau de origine maghiară, ungară. Deci acest lobby a continuat, a crescut, este foarte puternic și astăzi și de acolo ne venea, de fapt, presiunea. Nu ne venea de la administrația americană, ci de la lobby-ul care era în interiorul administrației americane. Acum sunt de acord cu cheia pe care a dat-o domnul profesor acestei mișcări politice. Nu cred că nici Ciolacu, nici Ciută au dintr-o dată un sentiment național. Hai să dăm jos cu UDMR-ul. Este ceea ce spuneam, mi-aduc aminte când eram la Ziua, când a intrat Ungaria în NATO, șeful serviciilor de informații ale Ungariei era instruit la Moscova. Deci toate se punea problema, dacă nu cumva este Ungaria un cal sau un măgar troian al Moscovei în NATO și cred că întotdeauna, noi așa am titrat atunci, măgarul troian, sincer. Așa s-a întâmplat și așa a rămas de atunci până astăzi. Rădăcina acestui fenomen, pe care l-a resimțit din plin în România, a fost acel numit val mixt din anii 56-58, când, la ordinul KGB-ului, în masa de refugiați maghiari care au fugit prin Austria în Occident, au fost băgați zeci, sute, mii. Au ajuns până la CIA. Larry Watts, în cărțile lui despre istoria României, are un capitol destinat acestui factor etnic din interiorul CIA. Deci, la departamentul care era responsabil de România, ajunseseră să fie șef maghiar. Iar șeful antenei CIA aici era trădător KGB. Exact. Prins, deci, și cu contribuția lor noștri. Mă scuzați, UDMR-ul de la bun început, dacă este să-l luăm așa la scărmănat, a fost înființat de agenți cunoscuți ca apropiați serviciilor sovietice. Sau infiltrați. Carol Chirali, dumneavoastră chiar a scris, dacă nu mă înșel despre el, era un apropiat de al lui Iliescu. Iliescu a scos din mânecă această formațiune etnică antidemocratică. Imaginați-vă că am fi făcut noi Partidul Românilor. Și n-ar fi fost primit nimeni, nici rom, nici... A scos-o în mânecă, dar a și scăpat-o e sub control. A scăpat-o pentru că era în mai multe mâneci, de fapt. Vedeți, v-am spus, e foarte complicată din punct de vedere judecarea istoriei recente, pentru că, eram aplaudați, eram foarte aplaudați în momentul în care implicam UDMR-ul în guvernare. Mai toți președinții, au încercat la un moment dat să zică, domnule, să duceau, să mândreau. Știți, noi... N-avem niciun fel de... Sunt probleme interetnice. Și erau și au fost în jurul nostru în permanență. Aproape la fel de diavol ca și sârbii. Aha. Între timp ne-am mai albit puțin imaginea, că adică a constatat și Occidentul că e o imagine deformată care a fost impusă de niște spioni bine amplasați în sistemele lor de informații. Ați văzut? Mă iertați, problemele, așa zisele problemele de ordin etnic erau de fapt tot în cadrul unui război imagologic. Să ne aducem aminte cum a fost la Târgu Mureș, când toate televiziunile occidentale au prezentat cazul lui Mihail Cofar, zdrobit pe asfalt, ca fiind ungur. Deci realitatea era de fapt invers. Aveți vreo explicație în contextul ăsta pentru o altă bizarerie, și anume aceea că domnul Klaus Iohannis, când s-a dus UDMR-ul la Palatul Cotroceni, nu le-a strâns mâna liderilor UDMR? Probabil. E un gest simbolic? Are vreo încărcătură? Sau e pur și simplu unii ar zice o mârlănie, alții ar spune eu o scăpare? Acesta a fost mesajul venit de peste ocean. Exact. UDMR nu mai este frecventabil. Așa cum se comentează că apariția unei hărți în care România apare, deci apare peste Ungaria, a scris România. La televiziunea franceză, hartă furnizată de Le Monde, este un alt semnal primit din partea Uniunii Europene că Ungaria domnului Orban este lăsată în brațe, după ce Franța a ținut-o în brațe datorită acordurilor între Cadar și Mitterrand. Ca să pricepem, uite așa, pun în poziția unui care se face că nu știe nimic în chestia asta. Astea nu pot fi catalogate mai degrabă scăpări? Sunt într-adevăr niște gesturi cu încărcătură simbolică pe care inițiații imediat le percep la adevărata lor valoare? Domnul Tocescu, dumneavoastră sunteți român. Domnul Iohannis nu este român. Un român mai are scăpări. Cum nu e român?
Nu, domnule, e SAS. Deci, un român mai are scăpări. Un SAS lucrează sistematic, domnule, și ce își pune în minte, chiar aia se face. Deci să fiți absolut sigur că a avut intenția, în momentul în care a intrat în sală, să nu dea mâna cu persoana respectivă, deliberat. Nu e genul că e să improvizeze la așa. Ăștia sunt oameni serioși și când o fac groasă, o fac groasă. Este un mesaj clar. Da. E o postare pe Facebook a fostului deja ministru al sporturilor, domnul Eduard Novac, pe care îl știți, care a reușit în trei cuvinte să enerveze o țară întreagă. Am văzut niște comentarii fiordare. Deci, domnul Novac a scris RIP, adică rest in peace, Dumnezeu să-l odihnească, cum vreți să spunem așa, odihnească să-i împace sportul românesc. Asta e postarea, uite așa arată pe pagina de Facebook a domnului Eduard Novac. Domnia sa, dându-ne de înțeles că plecarea lui Eduard Novac, ministru al UDMR, de în fruntea Ministerului Sporturilor, aduce la, cum să spun, la dispariția. La e un caraghe. În urmă cu un an și câteva luni, domnul Victor Orban a venit în România și a ținut aici la Tușnat, pe acolo, și o conferință mai discretă cu primarii din... Da. În care le-a explicat că el are înțelegeri cu domnul Putin, ba chiar a supralicitat că are și înțelegeri cu China, ca Ungaria să devină hub-ul european al noii ordini mondiale. Domnule, înțelegeți că acești oameni au o anumită percepție despre Ungaria lor, ca fiind buricul pământului în jurul căruia gravitează întregul univers? Aveți dovada. Da. Dacă pleacă ungurul, gata, s-a terminat, a picat tot sportul românesc, e muci. Tot la capitolul, să spunem, postării pe Facebook, fii atent, Victor, la o postare pe care am să te rog să o comentezi, a domnului Daniel Funeriu. Domnul Daniel Funeriu, fost ministru al educației, care vine și pune problema eliminării dreptului la veto în Uniunea Europeană, da? O chestiune la care România, pe care România o susține prin vocea ministrului Aurescu și probabil, nu probabil, ci sigur și prin domnul Klaus Iohannis. Domnul Daniel Funeriu zice așa: eliminarea dreptului la veto nu e studiu practic. Să presupunem că acest drept nu există. Ne invită să ne imaginăm domnul Daniel Funeriu. Și să mai presupunem că o majoritate suficientă de țări din Uniunea Europeană nu mai are chef să sprijinim războiul de eliberare dus de Ucraina și decide ca Ucraina să cedeze teritorii în schimbul păcii. Dacă Ucraina ar fi membru al Uniunii Europene, ar trebui să se conformeze. Tot în ipoteza că Ucraina e membru, s-ar putea opune prin veto. Cum vă sună, zice Funeriu acum, ideea eliminării dreptului la veto? Da, zice... Cunosc poveștile cu Orban cel rău, dar nu uitați, mâine Orban poate pica, Orban Victor. Dar consecințele renunțării la veto rămân. Eu vreau o Uniune Europeană puternică, o renunțare la veto o slăbește. Nu uitați, zice în postscriptum Funeriu. La începutul anilor 90, opinia majoritară în Uniunea Europeană era că nemernicii de români mănâncă la micul dejun copii maghiari și pentru a-i proteja pe aceștia ar trebui să fie rediscutat statutul Transilvaniei. Da? Deci, Funeriu vine cu pune, spune, domnule, ce astăzi mi se pare interesant și bun, s-ar putea ca peste o perioadă, poate nu foarte lungă de timp, să se întoarcă împotriva noastră. Sunt surprins, dar trebuie să fiu de acord, poate pentru prima oară cu el, după părerea mea. E orice cedare de suveranitate este în dauna națională, până la urmă. Este valabil și pentru ceea ce se discută acum la Organizația Mondială a Sănătății, cu un tratat care, la care noi trebuie să aderăm și dintr-o dată să ne cedăm suveranitatea sănătății naționale ordinelor venite de la un Tedros care azi e, mâine nu mai e, mâine vine alt terorist. Nu sunt de acord cu acest lucru. Tovarășul este militant maoist cu trecut terorist. Exact. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății, în felul acesta, era trebuie să vă cer dovezi, pentru că cei de la CNA vor spune, domnule... E simplu, să se uite ce a declarat Trump. Era președintele Statelor Unite și știa ce declară. Și experiența aia a fost de folos, a văzut în ultimii trei ani. Da. Nu știu, eu spun ce a declarat americanul, să le întrebe pe omul că... Chiar ar trebui să-i ceară lui Donald Trump să dovedească. Cum să împacă, domnule colonel, totuși, declarațiile, renunțarea de asta a României, dreptul la veto, da?
cu, totuși, vedeți, l-am auzit pe domnul Ciolacu de unăzi spunând de patriotismul economic și discursul cumva de deja aproape investit șef al guvernului, al domnului Ciolacu, a mustit și v-a mustit, sunt convins, în continuare de genul acesta de declarații cu iz național, naționalist chiar. Aici atingem un mecanism de bază al Uniunii Europene care se cheamă subsidiaritatea. Da, câtă mai există. Câtă mai există, că nu s-a mai discutat de zeci de ani de chestia asta. Subsidiaritatea asta este făcută ca să compenseze pe noi pentru cederile de suveranitate la nivel superior. Cederi de suveranitate la politica externă și la politica de apărare. Trebuie să recunoaștem faptul că România nu poate să ducă o politică externă, să joace împotriva blocului chinez sau rusesc sau nu, de una singură. Trebuie să recunoaștem că, în punct de vedere militar, dacă ar fi să ne confruntăm cu Rusia, ar fi complicat. Deci, există domenii care clar ar trebui să fie de responsabilitatea Uniunii. Da, dar atunci hai să punem pe masă cum a rămas cu subsidiaritatea. Uh-huh. Fiindcă văd că Uniunea Europeană se bagă în pensiile militare, văd că se bagă în statutul judecătorilor și procurorilor, văd că se bagă peste tot. La un moment dat am văzut materiale de la doamna Catherine Day publicate în presă, în care doamna Catherine Day, pe vremea aceea comisar european, stabila programul dosarelor, când trebuie judecate, câți ani de pușcărie trebuie să ia pesediștii respectivi și așa mai departe. Noi, dacă ne decidem pentru asemenea schimbări, trebuie să reafirmăm și subsidiaritatea. Adică să spunem clar, domnule, sunt unele domenii care privesc statele naționale. Nu putem dizolva statul național și să construim pe nimica. Uniunea Europeană se constituie pe o seamă de state naționale. Nu putem altfel deocamdată. Ce-o fi peste trei secole, dacă o mai fi? Păi aici vorbiți, parcă ați fi ecoul lui Victor Orban de la Budapesta, că și Victor Orban, discursurile pe care le are în ultimii ani, vorbește despre faptul că, bun, respectăm, nu știu ce, faptul că suntem Uniunea Europeană. Victor Orban este aia la altă parte. El spune, există numai națiunea maghiară, că este subsidiaritatea ei este absolută, iar partea federativă a Uniunii nu trebuie să existe. Deci, vedeți, noi trebuie să... Noi suntem, deci, în extrema aia altă în care cedăm tot, da, așa? Sau ăla e în extrema cealaltă... Nu cedăm absolut nimica. Așa. Deci trebuie să găsim o cale de mijloc și credeți că va fi ușor să o găsim? Eu cred că e imposibil. Eu cred că aia s-a trecut de multe etapă. Vă dați seama că dacă noi ne punem problema asta, cum își pune problema asta alte state, Italia, Franța, alea care au o voce, au un claxon, va fi o dezbatere în Uniunea Europeană, nu pentru următorii ani, pentru următoarele decenii. Dar deja unele lucruri sunt clare din punct de vedere diplomatic. Nu facem față ca state individuale, iar un stat ca Austria sau ca Ungaria ne poate bloca. Și din punct de vedere militar, gândiți-vă, Austria și Ungaria nu permit tranzitul de echipamente militare spre Ucraina, că nu permit ele. Sunt membru NATO, dar nu permit, nu vor, că așa e jocul. Da. Victor, până la urmă, mă rog, asta cu subsidiaritatea, eu cred, din păcate, depășită. Adică am văzut cum s-a acționat în perioada pandemiei. Nu poți toate să statele, depășești. Domnul colonel, parlamente naționale și așa mai departe, în perioada pandemiei, n-au mai mișcat nimic, erau paralizate, nimeni n-a luat inițiative de una. Zis, au dezertat. Da, exact. Au dezertat. Să ne conducă doamna Ursula, au zis toți, că noi nu mai știm ce să facem, cam asta era povestea. Adică, iertați-mă, ăla e momentul, ăla a fost hârtia de turnesol în care ni s-a arătat că, la revedere, ce? A mai mișcat cineva? A ieșit cineva din fond? Și acolo a fost o cedare de suveranitate. Mare! România n-a mai gândit cu creierul ei, oricare ar fi fost el. Dar nu numai România. Dacă era vreun creier la conducerea țării. Și ne-am luat după Ursula, care știm prea bine că acum e anchetată pentru afacerile ei cu Pfizer de miliarde. Da, da. Și ce compensație am primit? Da. Am primit de compensație un PNRR plin de condiții, care în loc să fie un ajutor... Păi nu l-am scris noi, domnul? L-a scris domnul Ghinea. Penial nostru? Întrebați-l ce limbă vorbea muza care l-a inspirat. Exact. Bună întrebare.
Nu știu, ziceți că m-ați făcut curios. Nu știu, nici eu nu sunt în visele domnului Ghinea și nici reciproca. Am înțeles, da. Interesant. Bun. Știu că îi plăcea înainte de a fi vedetă politică să umble pe la Chișinău. Domnul Ghinea? Într-o paranteză. Bine, da, sunt foarte mulți de la noi să duc spre Chișinău, pentru că, mă, știți cum e, ONG-urile românești acum se duc și exportă la Chișinău foarte multă competență. Adică ce... Da, schimbul vedem guvernarea de la exact, Chișinău, da, din păcate. În momentul ăsta. Suntem răutăcioși, să nu fim totuși foarte, foarte răutăcioși. Aș vrea să, înainte de a trece la două chestiuni grele, și e vorba de cei 33 de ani care se împlinesc de la dezastru numit Mineriada din 13-15 iunie și azi e 14 iunie, ziua aia în care băteau minerii oamenii studenții pe care îi prindeau pe stradă în chip absolut bestial. Victor Roncea o să ne spună mai multe și să vorbim puțin și despre Ucraina. Aș vrea totuși să vă arăt un lucru care mi-arată că intrăm realmente într-un an electoral extraordinar de complicat. Sub un pseudonim pe care eu îl cunosc de ani mulți și știu sigur că acolo este Dan Tapălagă, și anume Bianu, cred că așa semnează la un moment dat, într-un articol în G4 Media, domnul Dan Tapălagă, care, mă rog, e foarte preocupat de starea justiției din totdeauna, ca să zicem așa, de când e domnia sa pe baricadele jurnalistice românești, probabil că are un frison și foarte mulți nervi apropo de nominalizarea și, probabil, mai mult ca sigur, învestirea doamnei Alina Gorghiu în funcția de ministru al justiției. Atunci, domnul Tapălagă scoate niște stenograme pe care am să rog regia să le punem pe ecran, niște stenograme cu Alina Gorghiu din stenograme, atenție, din 2013. Deci sunt 10 ani de la momentul în care Alina Gorghiu vorbea cu fostul șef al Camerei de Comerț și Industria României. E vorba de Mihai Vlasov. Da. A ieșit din pușcărie? Vlasov, da, a ieșit de mult de pușcărie, din câte știu. Da, convorbirea de ce este din 2013 și sună așa, mă rog, da, șeful, zice Alina Gorghiu că sunase Vlasov, să rămână apă pușa lui. Vă pup, ce faceți? Fii atent, o să vină Florin Ordeache pe la tine astăzi, da, cu un proiect de lege, zice Vlasov, Mihai Vlasov, da, care să te uiți peste el, să-l analizezi foarte bine, da, și să-l semnezi. E legea registratorului comercial și a înregistrării la registrul comerțului, zice Vlasov. Bine, vorbesc cu Florin, zice Gorghiu, da. Vorbește cu Florin, da, îmi trebuie astăzi semnată. Da, bine, sigur, zice Alina Gorghiu. Hai, pa, te pup, pa, pa, te pup, păpușă, pa, zice Mihail Vlasov. Sigur că, mă rog, da, nu știu, cred că la momentul respectiv Gorghiu, nu că iau eu în vreun fel apărarea, Doamne ferește, în chestia asta, dar i-am impresia că era avocată, sau fusese avocata lui Vlasov în chestiuni ținând de Camera de Comerț și Industria României. Însă, nu asta e ideea. Ceea ce vreau să spun este că mie mi-aduce aminte de tensionația anii electorali de dinainte de Klaus Iohannis. Apariția unor astfel de stenograme ne arată că va fi un an electoral 2024 cu bătăi la baione, care vor scoate toate pe masă, nu? Este doar începutul. E abia începutul, nu? Adică, din trecut, cred că se vor scormoni toate bubele. Toate bubele, da. O lume de păpuși. Va fi foarte interesant. Păpușarii cu toate stenogramele. Va fi foarte, foarte interesant. O ultimă întrebare pe chestiunea asta legată de noul guvern. Domnule colonel Victor, cum vi se pare că arată până la ora asta configurația asta a cabinetului Ciolacu? Aveți, iertați-mă, nu încerc să vă influențez, dar sentimentul meu este că e alcătuit așa dintr-o linie de oameni mediocri ai partidelor, și din PSD și din PNL, pe ideea că, bă, oricum nu durează mult, da? Hai să nu compromitem niște oameni care au nume mari. La politică eu sunt militar, știți? Am înțeles. Atunci să-l lăsăm pe Victor dacă... Pare, da, un guvern de umplutură, într-adevăr. De umplutură, nu? Și are logică ceea ce spui, ca cei mai grei să se rezerve pentru... Aș zis Iohannis, înțeleg că le-a spus liberalilor, nu vă puneți oameni grei în viitorul guvern. Stați așa cu linia a doua. Să-și rezerve pentru alegeri și între timp să se frigă cei care sunt acum în urma crizelor care vor veni. Pentru campania electorală. Ăștia nu vor avea timp să stea în ministere.
Rea Graver bate țara județ cu județ. Da, aceeași sunt chestiuni surprizătoare, domnule Conan, adică îl muți pe Predoiu de la justiție, îl faci bun de ministru de interne. Pe Gorghiu de la Senat o urci la Ministerul de Justiție. Sunt niște chestii din astea de... n-am le-a înțeles nimeni. Pe ăsta, pe Burduja, unde l-au pus? Parcă la... La finanțe. La, nu, la fonduri europene. La fonduri europene. De genul ăsta. Adică, deci sunt... e o lipsă de personal, într-adevăr. O lipsă de cadre, ca să zic așa. Mai așa, tot suiul de permutări, nu știu ce, pe ideea că aibă, că nu or să aibă timp să se obișnuiască foarte mult cu ce se întâmplă pe acolo. Hai să-i punem puțin la... Să sperăm că va funcționa. Eu privesc România zilelor noastre cu ore și satisfacție, fiindcă în anii 90... Dacă am fi făcut numai 10% în greșelile pe care le comit actualele guvernări, păi se desfăcea țara în 30 de bucăți. Dar de la Luca Turcan ce spuneți? Că și așa a făcut studiile la Moscova. Iată, uite, la Luca Turcan. Doamna Turcan nu cumva a fost ministru al muncii în momentul în care domnul Pătrășconiu i-a băgat sub nas prevederea aceea a PNRR-ului cu tăierea, distrugerea sistemului de pensii. A fost acolo, da. Ea, semnătura ei se regăsește pe acest document, care a dus la plecarea 40% din cadrele militare ale armatei române. Cel puțin asta a spus sindicate în documente publice, eu n-am de unde să știu. Și acum e bună de cultură. Iar acum o să vedeți. O mică rectificare, domnul Burduja nici la fonduri europene nu e, că da, zic, a fost o amețeală întreagă, ci este viitorul ministru începând de mâine al energiei. Energie. Deci, adică, bun. Deci e bun la toate. Da, e să recunoaștem că liberalii ăștia... Unde vrei să te duci la o întrebare? Și eu am dat așa, a zis, eu aș vrea să mă duc la finanță, fi zis Burduja. Nu merge. Te punem la energie. Bine, domnule, mă duc la energie. Mi se pare absolut halucinant. Incredibil, că trăim astfel de vremuri. Și noi care râdeam de rotirile cadre ale lui Ceaușescu. Da, ăla era un pistol cu apă. Partid în armat cu știința marxist-leninistă. Pistol cu apă. E capabil în orice domeniu. Uite, trăim din nou. Victore, hai să ne întoarcem un pic în timp. Vrei? Să zicem că e 14 iunie 1990. Dă-mi o secvență din ziua aia care ți-a rămas întipărită în memorie și o să ne poți vorbi despre ea până în ziua cea din urmă, ca să zicem. În primul rând, la ora asta eram deja răpit, arestat, ilegal, pot să spun, în lagărul de la Măgurele, unitatea, fostă unitate de securitate, după aceea de jandarmi, împreună cu alți 600 de oameni, în genunchi, pe ciment, drepți, cu mâinile la ceafă. Am stat în poziția aceasta câteva ore, într-adevăr, e foarte greu. E foarte greu, nu mă închipuiam. Dacă cumva ni se îndoia coloana, venea cineva să ne îndrepte cu un aruncător de grenade, un ofițer. Cine erau ăștia? Ofițeri care de unde? Ofițeri care erau de asemenea secundați de mineri. Minerii se aflau și în unitatea de jandarmerie de la Măgurele, unde și erau ulterior... chiar mineri sau erau... Erau mineri, erau, mineri. Da. Okay. Ulterior am fost anchetați de procurori care la rândul lor aveau acești mineri în spate pe post de bătăuși. Mm-hmm. Acolo a fost și Monica Macovei, trimisă de către procurorul general Robu. Deci a fost trimisă special să supravegheze această operațiune. La Măgurele? Da, am văzut-o cu ochii mei. Dar poate imaginea cea mai chinuitoare, care nu mi-a ieșit din cap de 33 de ani, este cea în care după ce am coborât din... De fapt, n-am coborât, că am fost luat pe sus din arhitectură, unde ne refugiasem împreună cu alți 16 tineri. Am fost luat pe sus de mineri care spărgeau ușile intrând în arhitectură și noi eram într-un ultim atelier unde ne ascunsesem sub niște planșete și auzeam ușile, poc, spărgându-se toate. Groznic. Până au ajuns la noi. Dar dau, mă iertați, o secundă sau, mă rog, 5 minute înainte, minerii i-am auzit venind spre piața universității. Eram la ultimul nivel din arhitectură, unde aveam atelierul acesta din care am contribuit la ceea ce s-a întâmplat în piața universității ca element de artă plastică, să zic. Acolo slogane. Acolo se scriau toate bannerele. Da. De acolo se difuza pe ecranul pe care îl amplasam noaptea câte o casetă scăpată din CC. Eram acolo și am auzit un zumzet, un ruit așa. Zum. Și am ieșit cu toții în foișorul de la arhitectură să vedem ce se întâmplă. Și am văzut lampașele intrând așa în piață, cred că era vreo 5 dimineața, și s-au îndreptat spre intrarea de la geografie și au spart-o cu topoarele. În momentul acela am zbuit, am zis, e clar ce ne așteaptă.
topoarele acelea s-ar putea să ne ajungă pe noi. I-am atenționat pe cei care erau în refugiați acolo încă din timpul nopții. Fusese scena cu IMGB face ordine, bătălia de pe NI cu poliție și cu demonstranți, mașinile în flăcări, autobuzele care au fost arse chiar de către poliție, după cum au atestat ulterior înregistrările, acea înregistrare faimoasă cu Diamandescu și Chițac, am dat foc autobuzelor, după cum am stabilit cu domnul Iliescu. Și mai rămăsesem 16, eram ca în filmul acela, a fost 16. Ne-am ascuns sub aceste planșete, a venit valul de mineri și ne-au găsit. N-am avut ce să facem, ne-au găsit. Printre noi erau și fete și noi încercam să le protejăm, făcusem așa un scut în jurul lor, dar degeaba. Am fost luați pe sus, târâți așa pe scările până jos. Pot să spun că ceea ce cred eu că a fost un ofițer al SRI mi-a salvat viața atunci, pentru că ne-a luat sub aripa lui, era un tip solid, cu casca albă și îmbrăcat civil, nu era miner, ne-a luat sub brațele lui așa, câte doi, și i-am văzut, sunt în poziția aceea, i-am văzut unghiile, care erau degete de pianist, să zic așa. În timpul acesta primeam lovituri în spate, în față, în burtă, peste tot, în cap, încercând să ne lovească în cap, dar el ne-a protejat capetele. Și așa am scăpat, pentru că pe drumul acesta de la etajul 4 până în piața universității au fost probabil 1000 de momente care puteam să rămânem cu capul spart. Ajungând în piața universității, la fântână, mi-am văzut în fântână, aceasta este imaginea despre care vreau să vă vorbesc, colegii noștri i-am văzut pe colegii noștri de la Liga Studenților, care fuseseră deja prinși, bătuți, erau în sânge. Și noi am crezut că sunt morți, pentru că nu mai mișcau. Deci erau niște trupuri în fântână aruncate, însângerate. Noi am scăpat pentru că am fost băgați de acest presupus ofițer SRI într-o mașină albă cu radio, încă un semn că era o mașină specială. Eram trei dintre cei care fuseseră reținuți sus, luați pe sus, împreună cu o fată. Încă doi mineri care ne-au flancat, imaginați-vă mașina aceasta, era o Dacia albă. Încă un miner s-a suit în față, dar și ofițerul respectiv lângă noi, care ne-a protejat, am fost duși cu această mașină, în timp ce alți mineri încercau să ne răstoarne, era o scenă de coșmar. Ce fel de stație radio? Era o stație amplasată în partea din dreapta, deci la... Nu era SRI. Nu era? Era de la interne. Atunci de la interne. Fiindcă tot timpul se folosesc stații mobile, portabile. Da. Nu, aceasta, deci era o mașină albă care avea și o stație. Când pleci din mașină, pleci cu stația portabilă. Da, logic, ca să logic. Nu pierzi legătura. Da. Și ai lăsat mașina, îi atrag cu ochii, vede stația și știe cine e. Și te aștept. În tot caz, era o mașină fără girofar, dar cu această stație cu care am fost duși la... Și probabil și cu antenă fixă pe acoperiș. Nu mai mi-aduc aminte. Vă spun, era stație mobilă, deci fixată pe autoturism, nu se folosește în profesie. Dați-mi voie să vă citesc trei fraze într-o postare pe Facebook a unei tinere în acea vreme, Victoria Pătrașcu, scriitoare astăzi, studentă la litere, care, mă rog, am să spicuiesc din această postare, am să rog regia să o și punem pe ecran, vorbește despre acești 33 de ani de la minare de azi și spune: o plângere și 10 vizite la procuratură pentru a declara același și același lucru, pentru a tăi în buclă oroarea din 14 iunie 90. Am întâlnit tot felul de procurori de-a lungul timpului. Domni care voiau să-mi dicteze ce să scriu, domni plictisiți, domni nervoși, domni aroganți, domni grăbiți, domnișoare care nu știau ce e CPUN și FSN, care n-au auzit în viața lor de gelul Voican Voiculescu. Nu am întâlnit procurori curioși și dornici să instrumenteze cu onestitate cazul. M-am simțit tot timpul vinovată, nu victimă. Sigur, făcusem ceva și de-aia m-au bătut minerii. Au mai dispărut declarații și probe, după cum s-au scurs guvernările și după cum au dictat interesele politice. Ultima audiere a fost în această primăvară, scrie Victoria Pătrașcu. Tot dosarul mineriadei fusese respins și toate declarațiile declarate nule. De data asta m-au filmat. Asta după ce m-a amenințaseră că dacă nu vin la audieri, trimit portărei după mine să mă aducă de ceafă. Mă gândesc că noile tehnologii o să ne ușureze vizitele la procuratură în anii care vor urma. În definitiv, am pornit de la dosar cu șină și am ajuns la înregistrări audio-video. Mai avem ceva timp până murim, victime și călări. Până atunci, dansăm împreună în ziua cârtiței, că nu se prescrie și ăsta e un lucru bun. În anii scurși de la evenimente s-au făcut filme, piese de teatru, s-au scris cărți. Desigur, câteva dintre ele au fost făcute de către oameni care habar nu au ce și cum s-a întâmplat. Uneori mă întreb și eu dacă am trăit ce am trăit, cred că tot povestesc
ca să nu uit. Deci e o postare a unei scriitoare bătută. Descrie perfect. Descrie perfect. Tot calvarul. Sintetizează tot ce am trăit. Sunt 33 de ani, dă-o în măsa de treabă. Deci este dovada, asta și cu dosarul Revoluției, sunt cele două dovezi teribile ale neputinței noastre de a ne vindeca, de a închide la un moment dat niște rând în ăsta ale trecutului. Ce vrei să recunoască ăștia? Între timp s-a aflat cele două mâini care au făcut evenimentele. Să plătească, domnule colonel. Pe de o parte este Marian Munteanu, pe de altă parte Miron Cosma. Amândoi erau, se știe acum, informatorii fostei securități. Nu, aici trebuie să vă contrazic. Marian Munteanu nu a fost informator al securității. El a fost cercetat în dosarul lui Petre Țuțea, iar mărturiile pe care le-a dat... Și l-au agățat pe chestia asta. Le-a dat în favoarea bătrânului Petre Țuțea, că e un bătrân senil, ca să fie lăsat în pace de securitate. Dar n-a fost informator al securității. Iar ceea ce am trăit noi alături de el a fost veridic. Oaza de libertate din piața Universității a fost o oază de libertate anticomunistă. A fost el, fiindcă la un moment dat a apărut o sosie a lui. Când anume? Când spuneți că la momentul atacului împotriva Poliției Capitalei, pe care nu el a făcut-o. Păi asta e clar. El era în balcon. Că i s-a regizat acest lucru este altceva. Dar el a fost în balcon făcând un apel la încetarea violențelor. La o acțiune de tip suedez, îi se spune izometric. În sensul că amândouă mâinii care împing una pe aia, altă de fapt aceeași păpușare. Acest sistem de lucru, sistemul de lucru în care și aia care dau cu ranga și aia care se apără sunt manevrați de fapt de aceeași păpușare, este specific sovietic. Eu, și se poate întâmpla aici, și la, aici la partide? Să ajung și eu. Se poate întâmpla mâine din nou. Se poate întâmpla și la partide același păpușar să creeze un partid progresist și în același timp și un partid naționalist? Normal. Și ei își plasează mingea și ridică mingea unul altuia. În funcție de cum vor să crească asta tensiunea? Asta spune Politico că se întâmplă în Parlamentul European. Deci uitați-vă peste articole care apare în ziare europene serioase, unde se spune că teme controversate care ajung în discuția Parlamentului European, cum e cu bărbații graviți și alte faze de-astea, sunt ridicate special mingea ca să o dea el alții. Se iasă cu scandal și Sputnik după aceea se răspundească. Înseamnă că avem niște regizori, dar snipe. Da, în privința Revoluției și a dosarului Mineriadei, vă dau dreptate cu o excepție. Avem și semnătura. Cine e? Eu cred că este o singură mână și asta am constatat și urmărind cine a prelucrat aceste dosare. Domnul general Voina, care s-a ocupat de Revoluție, nu s-a ocupat și de dosarul Mineriadei ca să-l îngroape până la situația de astăzi, când suntem din nou audiența. Ajungem la mâna nevăzută care decide totul. Dânsul când vorbește în somn, ce limbă vorbește? Corect. Da. Este de înregistrat. Mulțumesc foarte mult, domnule colonel Păcuraru, de asemenea Victor Roncea. Dar aș vrea, domnule colonel, că să nu ratăm, cum să zic, dați-mi în 30 de secunde o perspectivă în legătură cu ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Noi ne-am întâlnit și la un podcast de unăzi, la evenimentul zilei. Erați optimist? Lucrurile avansează în favoarea Ucrainei? Lucrurile avansează încet în favoarea Ucrainei. Văd următoarele evoluții față aia cu două zile. În primul rând, rușii recunosc faptul că au pierdut un întreg stat major în frunte cu comandantul armatei 35. Cu două rachete Storm Shadow care au lovit din plin. A doua chestiune, au apărut disensiuni majore între Prigojin, care își retrage trupele, și conducerea armatei. Da. Prigojin își retrage trupele din cauza faptului că el are consilier de AGRU în jur. Deci el, statusul major, este alcătuit din rezerviști de AGRU. Militari adevărați care cunosc treaba. Ăștia strac coada. Totuși, de peste ocean, lucrurile nu sunt chiar așa favorabile pentru Ucraina, pentru că familia Biden este acum anchetată în afacerea Burisma. Și în momentul acesta, sprijinul american probabil o să mai scadă. Deci asta este politica. Eu spun partea militară. Prigojin ăsta își trage coada, fiindcă știe că este urât. Eu așa văd. Hai să vedem. Mulțumesc foarte mult pentru participarea în ediția emisiunii Sub Semnul Întrebării în această seară. Au fost un mozaic de subiecte, dar nu mai interesant.
important decât altul, așa zic. Ne revedem mâine, doamnelor și domnilor, în podcastul evenimentului zilei de la orele 12 pe canalul de YouTube Hai România și într-o nouă ediție a emisiunii Sub semnul întrebării cu Bogdan Comaroni mâine seară de la orele 20 aici pe Metropola TV. Urmează Mădălin Ionescu Show cu doctorul Virgiliu Stroiescu. O noapte liniștită, să aveți toate bune!